noi cei care o să ne străduim prin munca noastră zi de zi să ridicăm ratingul Parlamentului Republicii Moldova dintr-o instituție care este foarte mult detestată astăzi de cetățenii din Republica Moldova și să o punem la locul ei de onoare, unde ar trebui să fie, ca una dintre instituțiile cele mai importante a Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi, și anume Masa Rotundă, este dedicată în totalitate zilei Nistrului, care va fi pe data de 26, și cu siguranță vom vorbi despre strategia de dezvoltare a Republicii Moldova, așa numită Moldova 2030. Eu am să încep discursul cu trimitere la capitolul 10 a acestei strategii și, având aici experți în domeniu, având aici activiști din organizații non-guvernamentale, pe noi ca și deputații actualului legislativ ne-ar interesa în 2 ani de zile, pentru că datele din această strategie se opresc la 2017 și ne-ar fi extrem de interesant pentru noi, actualii deputați, să vedem la ce etapă se află implementarea acestei strategii. Noi cu toții cunoaștem importanța mediului. Un mediu sănătos, un mediu înseamnă o populație sănătoasă și cu siguranță cu răsfrângerea asupra economiei statului și a Republicii statului Republicii Moldova. Când vorbim despre apă, vorbim cu siguranță și despre poluarea acestui prim și cel mai important sursă de viață pe pământ. Noi cu toții cunoaștem situația din Republica Moldova și cunoaștem sursele de poluare. La etapa actuală noi putem vorbi despre astfel de surse de poluare, cum ar fi apele uzate neepurate sau parțial epurate, deșeurile municipale și substanțele chimice. În această oră eu aș vrea ca noi să reușim să vorbim despre cea mai arzătoare problemă a noastră, anume a apelor uzate neepurate sau parțial epurate, și aș vrea să dau trimitere la același capitol 10 din strategia de dezvoltare, situația din 2017, în care se spunea în felul următor. În Republica Moldova existau la acea perioadă 1214 sisteme de unități de canalizare, din care doar 164 aveau și sisteme de canalizare. Adică vorbim de 1214 sisteme de alimentație cu apă potabilă a localităților și numai 164 de sisteme erau dotate și cu sisteme de canalizare, din care, atenție, din 164, doar 141 de sisteme din toate funcționau. Din cele care funcționau de sistem de canalizare, doar 106 erau dotate cu stații de epurare. Și din aceste 106 stații de epurare, doar 91 sunt funcționale. Și nici una din cele 91 de stații de epurare nu epurau apa conform normelor standardelor Republicii Moldova. Adică, în final, ca în basm, cei patru erau trei, Luca și Matei. Adică vorbim despre un dezastru total la capitolul stațiilor de epurare a apelor și tot în acest raport se vorbește și despre faptul că la acea perioadă toate întreprinderile industriale nici sub o formă nu aveau stații de depurare a apelor și a rezidurilor care le produceau ei și le reversau sau în canalizarea municipală sau direct în natură fără a fi precurățate înainte de a fi eliberate în natură, în rețele de canalizare centralizate. La acest capitol aș vrea să vorbim, să vedem la ce etapă ne aflăm astăzi. Și a doua, vorbim despre deșeurile solide. În Republica Moldova, la 2017, erau 1146 de depozite de deșeuri, care ocupă o suprafață totală de 1247 de hectare. Depozitele sunt organizate de către administrația publică locală și de ei sunt și administrați. Și aici cel mai interesant lucru este că în 2017, în Republica Moldova, unica formă de prelucrare a acestor gunoaie sau deșeuri este în proporție de 98% depozitarea. Deci în Republica Moldova nu se reciclează și nu se valorifică, putem spune cu cel puțin la anul 2017, nimic din deșeurile noastre care sunt colectate de companiile de salobrizare. Lucru, după mine, inadmisibil, pentru că noi producem cu fiecare an deșeuri tot mai mult
Și, practic, nu este clară finalitatea acestor depozitări. Noi depozităm aceste deșeuri fără ca să avem o viziune sau fără ca, dar poate o avem acum la nivelul de 2019, ce vom face în continuare cu aceste deșeuri care le depozităm. Ok. Acum, dacă tot vorbim despre apă și despre situația din apă, eu aș vrea să spun că tot conform acestei strategii, în Republica Moldova, per cap de locuitor pe an, vin 500 de metri cubi de apă. Conform standardelor europene, se consideră că există o siguranță a apei potabile în țară în care avem 1700 de metri cubi de apă per capita pe an și sub 1000 dacă este disponibil. De la 1000 în jos, se consideră că Republica sau țara care are o astfel de cantitate de apă are mari probleme la dezvoltarea sa economică și destularea locuitorilor cu apă potabilă. Deci asta ar fi temele care noi am vrea să le discutăm și le analizăm împreună cu persoanele care au fost invitate și ne-au onorat, lucru pentru care noi mulțumim foarte mult. Am vrea să primim din partea noastră o impresie, o idee, o părere extrem de bine avizată în ceea ce situația de fapt a lucrurilor după 2 ani de zile, după ce a fost votată această strategie. Și aș mai vrea să adaug că statele europene au investit foarte mult pentru a educa cetățenii săi să colecteze deșeurile separat și eu numai în ultimele 2 întâlniri, ne mai vorbim tot celelalte, mă lovesc de o problemă când noi avem cetățeni care cer colectarea selectivă a deșeurilor, cer canalizare, cer stații de epurare în primul rând, dincolo de orice, și noi avem o clasă politică care deloc nu mișcă lucrurile în acest sens. Dar să vedem părerea specialiștilor. Vă rugăm frumos. Buton. Bună ziua, stimați colegi. Eu mă numesc Ina Coșeru, reprezint Asociația Obștească Centrul Național de Mediu. De mai bine de 10 ani, noi, ca și Asociația Obștească, activăm în domeniul protecției mediului, în special în domeniul protecției resurselor de apă în Republica Moldova. Și astăzi, în ajun de ziua Nistrului, cu care aș vrea să-i felicit pe toți locuitorii din Republica Moldova, care mizează pe un volum suficient de ape care să fie suficiente pentru a aproviziona Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova cu apă calitativă la robinet, cu apă potabilă. Noi, ca și Parlamentul Republicii Moldova, ca și Guvernul Republicii Moldova, care urmează să fie format, ca și societatea civilă și cetățeni, avem foarte multe de făcut. Legea apelor, care a intrat în vigoare în 2013 și care a fost parțial aproximată la directiva cadru privind apa Uniunii Europene, este implementată de mai bine de 6 ani deja în Republica Moldova, doar că nu produce acele efecte pe care cetățenii ar vrea să le vadă. Și aici mă refer la ceea ce deja deputatul domnul Bolea a vorbit anterior. Vorbim despre sisteme de canalizare și stații de epurare eficiente care ar epura apele uzate și le-ar întoarce în mediul natural, conform acelor standarde și norme care există astăzi în Republica Moldova. Ori în 2019 vorbim despre faptul că practic nici una din stațiile de epurare existente din Republica Moldova nu epurează apa la parametrii normativi și sectorul economic, care la fel conform legislației în vigoare trebuie să epureze apele industriale prin stații de epurare funcționale sau sisteme de pre-epurare a apelor uzate înainte ca apa să fie deversată în sisteme de canalizare. Și aici vorbim despre
legea apelor 272 din 2013 și despre regulamentul 950 din 2013, care obligă agenții economici să trateze sau să pretrateze apele uzate înainte ca acestea să fie deversate în mediul natural sau în sisteme de canalizare pentru a menține o operare eficientă a stațiilor de epurare a apelor uzate. Altfel, fără sisteme de pretratare, stațiile de epurare municipale a apelor uzate nu pot să corespundă acelor normative care există astăzi. Și activitatea acestora este dată peste cap atunci când agenții economici diversează apa industrială fără pretratare. Vreau să mă refer la Fondul Ecologic Național, care anual acumulează circa 15 milioane de euro în bugetul său și care preponderent este axat pe crearea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților. Este un lucru foarte bun, pentru că multe localități așteaptă apă calitativă la robinet, să fie conectați la apa de profunzime, care este mai calitativă decât apa din fântânele freatice, care sunt foarte poluate. Și acest lucru este foarte bun, doar că Fondul Ecologic Național trebuie să implementeze sau să finanțeze aceste proiecte în paralel cu crearea stațiilor de epurare și sisteme de canalizare. Acest lucru nu s-a întâmplat, în special din 2009, până în prezent, când noi în masă am ieșit pe teritoriul Republicii Moldova și am finanțat sisteme de aprovizionare cu apă potabilă, fără a crea în paralel sisteme de canalizare și stații de epurare. Deci vă dați seama cât de mare a fost presiunea, impactul pe care l-am creat asupra resurselor de apă în Republica Moldova. Și dacă astăzi vorbim despre ziua Nistrului, putem să ne dăm seama cât de multă apă de canalizare neepurată, netratată ajunge în fluviul Nistru, de unde locuitorii Republicii Moldova sunt aprovizionați cu apă potabilă. Este absolut imposibil să vorbim despre acest fenomen, ținând cont de faptul că avem Fondul Ecologic Național, ținând cont de faptul că am semnat acordul de asociere care prevede implementarea acelor legi și care a dus la elaborarea planurilor de management a districtelor bazinelor hidrografice a fluviului Nistru și a râului Prut, care la fel pun un accent pe epurarea apelor uzate. Este important să mă refer și la fuzionarea Ministerului Agriculturii cu Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale. Deci, dumneavoastră cunoașteți că în urma reformei instituționale a fost creat acest monstru care, bineînțeles că nu poate să corespundă legislației ecologice sau nu poate să fie în favoarea implementării legislației ecologice, pentru că există în componența acestui minister partea agricolă, care este unul dintre cei mai mari poluatori ai mediului din Republica Moldova, care la momentul actual promovează irigarea teritoriilor agricole sau suprafețelor agricole cu apa din subteran. Noi, ca și societatea civilă, am început să batem alarmă împreună cu sectorul academic mulți ani în urmă și să atenționăm agricultorii că acest lucru este absolut inadmisibil în Republica Moldova, pentru că altfel o să pierdem toate solurile. Apa este foarte mineralizată. Noi nu putem cu apa din subteran să irigăm terenurile agricole, pentru că pe parcurs acestea vor fi salinizate și ulterior nu vom putea să le folosim în scopuri agricole. Deci noi o să pierdem resursa noastră
foarte prețioasă, solurile noastre, și respectiv acest lucru este absolut inadmisibil și ori de câte ori va fi necesar, noi o să atenționăm Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre acest lucru și cerem autorităților Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova să revenim la formula veche a Guvernului Republicii Moldova, acolo unde a existat separat Ministerul Mediului, pentru că în toate rapoartele care se prezintă la Bruxelles privind implementarea acordului de asociere este scris că 60% din acordul de asociere sunt puse pe seama Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Și este foarte complicat și costisitor să creăm infrastructura de mediu. Respectiv, noi considerăm că fără un minister al mediului funcțional și cu un personal calificat, noi nu vom putea face față în ceea ce privește implementarea acordului de asociere, ori capitolul 16 și 17, protecția mediului și schimbări climatice, care este unul foarte complicat și unul foarte costisitor, încă o dată subliniez acest fapt, pentru Republica Moldova. Și în ajun de ziua Nistrului, bineînțeles că vreau să vorbesc despre activitatea Comisiei Moldo-Ucrainene privind protecția fluviului Nistru și asigurarea funcționării nodului hidroenergetic de la Novodnistrovsk, nodului hidroenergetic Nistrean, care are drept scop să contribuie la protecția și folosirea eficientă a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru. Cunoaștem că acest lucru a fost răgănat și ceea ce facem noi astăzi ca și țară, după ce a fost creată această comisie, facem foarte târziu. Ori acest dialog trebuia să fie început încă 10 ani în urmă, ori chiar mai devreme, atunci când s-a alocat terenul Republicii Moldova privind construcția bazinelor de către partea ucraineană pentru a extinde operarea nodului hidroenergetic Nistrean. Și respectiv aici trebuie să discutăm despre acele debite care să fie asigurate de partea ucraineană și care să ne permită să aprovizionăm localitățile Republicii Moldova, care la momentul actual sunt aprovizionate cu apă din fluviul Nistru, ori acele localități care așteaptă să fie aprovizionate din fluviul Nistru, și mă refer în primul rând la cele 6 raioane din nordul Republicii, care urma să fie conectate la apeductul Soroca-Băl. Deci sunt 6 raioane care așteaptă apă calitativă la robinet și pe lângă asta mai există și alte planuri de a conecta raionul Strășeni și raionul Călăraș la apeductul Chișinăului. Respectiv, foarte multă lume așteaptă apă calitativă din fluviul Nistru. Ori Nistru în fiecare an este tot mai mic și mai mic. Dacă ne deplasăm cu regularitate la Nistru, putem să vedem acele niveluri care scad tot mai dramatic și mai dramatic și bineînțeles că asta pune în pericol aprovizionarea cu apă potabilă a localităților care au fost aprovizionate cu apă, cum ar fi Chișinăul, Bălțiul. Deci nu putem să vorbim despre aprovizionarea cu apă potabilă nici a acestor localități. Respectiv, activitatea Comisiei este foarte importantă. Și bineînțeles că ceea ce am vrea să cerem de la Guvernul Republicii Moldova este să semnăm acordul privind protecția și folosirea resurselor de apă eficiente din fluviul Nistru, după ce va fi finalizat studiul privind evaluarea impactului asupra mediului, care acum este la etapa de implementare și care ne va da un tablou mai clar asupra acelor volume de apă de care avem noi nevoie ca și țară din fluviul Nistru.
Și acest studiu, care este finanțat de Guvernul Suediei și implementat de PNUD Moldova, va fi finalizat în septembrie anul curent. Respectiv, cerem Guvernului Republicii Moldova să semnăm acest acord după ce o să avem o claritate asupra acelor volume de apă de care avem nevoie și acele debite de apă care trebuie să fie respectate de partea ucraineană după nodul hidroenergetic Nistrean. Asta am vrut să vă comunicăm și discutăm mai departe ce facem. Mulțumesc. Mă numesc Ale Curiniță, reprezint Mișcarea Ecologistă din Moldova. Cu ocazia că am înțeles că azi e ziua Parlamentului, îmi permit și eu să vă felicit cu această ocazie și să vă spunem că noi când am intrat în această clădire în 1990, deși era lumină afară, aici era beznă totală, a trebuit să nu numai să aducem aghiazmă o tonă, dar a trebuit să aducem poate prima gură de oxigen sau de libertate într-un spațiu foarte închis. Și o singură amintire o am, când am intrat în cabinet aici, nu era altceva decât o ghilotină. Ghilotina era pentru tăiatul documentelor care existau în această clădire, în acea perioadă. De ce eu vă doresc, în primul rând, cei care ați preluat această ștafetă, ca niciodată să nu mai permiteți să ajungă undeva într-o instituție publică o ghilotină care să ghilotineze transparența și relațiile cu publicul. A doilea lucru care vreau să-l spun este că ziua Nistrului pentru noi e mai mult decât pur și simplu o sărbătoare. Pentru noi ziua Nistrului e parte din tot ceea ce înseamnă activitățile noastre, este parte din speranțele noastre și parte din încrederea pe care o avem că oricât timp ar trece, indiferent de generații, secole, Nistru va continua să șerpuiască pe harta noastră și să aducă ceea ce a adus de-a lungul timpului, apă, speranță, istorie, cultură, civilizație și, evident, să ne păstreze ființa noastră națională. Acum, la fel, vreau să spun că relațiile dintre societatea civilă, fiindcă e prima întâlnire și evident că ținem să vă mulțumim că ați anticipat mai multe chestii și începem cu, practic, o problemă de mediu, care noi o considerăm nu numai prioritară, dar absolut necesară de a fi adus pe agenda oricărei guvernări, oricărei comisii parlamentare și ținem să vă mulțumim că începeți cu un dialog cu noi care vrem să ne credeți că ducem, chiar tânjim după un asemenea dialog, fiindcă s-a produs o ruptură, îmi pare rău, în, nu mai știu de când, că nu pot fixa din ce an, legăturile noastre cu Parlamentul au slăbit și am impresia că toate chestiile astea s-au răsfrânșit în programe de guvernamentare și în strategii și multe alte chestii. De aceea, și din experiența pe care o am, cred că cel mai important lucru în relațiile dintre diferite instituții, inclusiv cu societatea civilă, elementul cheie este încrederea. În momentul când noi nu o să avem încredere și dumneavoastră în noi, deci toate lucrurile sunt pur și simplu pentru a bifa și nimic mai mult. De aceea, îmi doresc și vă doresc la fel ca să construim această încredere, iar această încredere se bazează pe niște rezultate foarte vizibile pentru o anumită perioadă de timp. Acum despre subiectul care este azi pe ordinea de zi, calitatea resurselor acvatice din Republica Moldova și deșeurile. Vă dau doar o singură cifră ca să înțelegem cât avem de lucru împreună. Din cele peste 3500 de râuri, râulețe din Republica Moldova, dacă azi măcar cineva s-ar aventura fie din vechea
guvernare, fie din cea care încă nu s-a constituit, se ducă să iei măcar o singură cană de apă dintr-un singur râuleț din Republica Moldova, vă asigur că rămânem cu un ministru mai puțin sau cu un deputat. Deci nu avem din 3500 de râuri niciunul care să corespundă standardului de apă potabilă. Este incredibil, dar asta e. Plus avem râuri care nu mai pot fi compatibile nici cu scăldatul, nici cu irigarea, nici cu oricare altă activitate. Aceasta este o realitate și noi cred că o să o putem dezbate într-un context mult mai larg, să dea Domnul, ca să vă înscăunați cât mai repede. Și chestiile care au fost de-a lungul timpului neglijate, aruncate la coada priorităților și așa mai departe, credeți-ne că ele sunt de o importanță absolut vitală și nu mai pot fi tratate în halul în care au fost tratate, din ce considerente, fiindcă după semnarea acordului de asociere, avem, nu mai zic de celelalte capitole, dar 2, 16, 17, care practic aduc toată viziunea și toate directivele Uniunii Europene care trebuie să fie relația noastră, a cetățenilor, a instituțiilor de stat și a Republicii în ansamblu față de tot ceea ce înseamnă patrimoniul natural. De aceea, pentru noi, încă o dată zic, este foarte importantă această întâlnire. Eu cred că, dincolo de statistică, dincolo de multe lucruri care au să spună, cel mai important e ca ziua de azi, care e și ziua Parlamentului, să fie una de construirea încrederii între noi, a colaborării, a parteneriatului și, în final, să avem siguranță că legile pe care le promovați, proiectele de legi, se transformă în niște realități avantajoase cetățenilor și, la fel, să avem încrederea că, prin aceste programe, demersuri pe care le face societatea civilă, noi în instituțiile statului și în primul rând în Parlament, avem toată încrederea că nu vom fi aici pur și simplu purtați cu vorba, nu vom fi pur și simplu pentru decor, dar venim aici ca să rezolvăm împreună niște chestii care vin cu mare întârziere de 10-15 ani și care își așteaptă rândul. Eu vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc foarte mult să deveniți cât mai rapid un Parlament funcțional, dincolo de toate complicațiile care apar, dincolo de toate incompatibilitățile care există și trebuie să înțelegeți că și noi în societatea moldovenească avem foarte multe, hai să zic eu așa, șicane, dar noi nu ne luăm la bătaie cu cetățenii, încercăm ori să-i convingem, ori să-i atragem de partea ideilor noastre, dar credeți-ne că este foarte complicat să putem activa într-un spațiu unde nu există instituții funcționale. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în tot ceea ce doriți să faceți și, evident, voință politică. Mulțumesc. Vreau să spun că, practic, și ziua Nistrului, da, de la început, eu reprezint, Ilie Trâmbițchi, eu reprezint o asociație de mai mult de 50 de organizații de mediu din bazinul fluviului Nistru, care funcționează deja în acest an, va fi 20 de ani. Practic, noi am inițiat stabilirea zilei Nistrului prin multe scrisori și așa mai departe și în final, dacă cineva nu cunoaște, în 2008 această decizie a fost luată de Parlament. Dar 11 ani până la această dată, în anul 1997, Parlamentul a adoptat prima hotărâre privind starea Nistrului, unde noi a scris că trebuie să fie stabilită, trebuie să fie adoptată împreună cu ucrainieni o convenție nistreană. În acest timp, acest document a fost numit
convenție, dar în 99 a apărut prima variantă a convenției și practic a fost o rezistență mare din partea Ucrainii în privința promovării acestui document. Acest document tot a fost creat de organizația noastră, dar în toată vremea a fost susținere totală din partea Ministerului Mediului, înțelegere și, repet, rezistență din partea Ucrainei. Iată de ce noi, practic, am invitat organizații internaționale, OSCE și Comisia Economică Europeană, pentru a promova acest document și tot a fost undeva 13 ani a fost necesară împreună cu dânșii de a face lobbying-ul acestui document. Această perioadă a fost foarte utilă, interesantă din punct de vedere a promovării, aprecierii bazinale pentru a schimba atitudinea guvernanțelor în acest caz, deoarece Moldova încă în 1994 a ratificat Convenția Apelor din Helsinki. Dar totodată, practic, această apreciere a rămas numai pe hârtie. Și această schimbare a atitudinii a fost foarte importantă în această perioadă. În acest timp, totodată, luând în considerație aprecierea europeană și mondială, că toți trebuie să fie implicați în managementul râurilor, în special râurilor internaționale. Nu numai ministerele sau departamentele de apă, nu numai Ministerul Mediului, dar toți cu interesați, inclusiv și societatea civilă. Și în rezultat, având multe negocieri, Comisia Nistreană acum este unica din lume unde reprezentanții societății civile au loc. Asta în special noi a insistat în perioada când a negociat acest document. Dar în proces trebuie să fie incluși mulți actori. Asta e și diferite departamente, asta e și știință, asta e și societatea civilă. Și iată de ce acest document acum este cel mai bun în Europa. Deoarece a fost născut mai târziu decât alții, dar totodată este cel mai democratic. O altă vorbă, că implementarea depinde de state. Și este clar că actualmente, spre exemplu, nu există secretariatul convenției unde lucrează oameni eliberați de alte funcții. Iată de ce clar că ele nu pot fi implicați totalmente în aceste lucruri. Noi economisim aceste bănuți neînțelegând importanța acestui lucru. Și în vederea mea, atenția trebuie să fie mult mai mare decât o dată pe an, cum așa. Și aici deja a fost discutate unele probleme. Problema principală din punctul meu de vedere pentru noi este managementul durabil a teritoriului, bazinului. Nu a Nistrului Catarie, dar teritoriului. Pentru a nu permite distrugerea regimului hidrologic. Noi avem multe râuri și uleți mici, dar aceste râuri, ele sunt amenajate foarte rău acum. Mai mult decât, noi avem prea mult teritoriu agricol. 76 și ceva de procente.
Nu există țară în Europa unde acest procentaj este așa mare. Noi trebuie majorăm semnificativ în 2-3 ori teritoriul pădurilor. Numai prin asta noi putem cumva adapta la schimbările climatice. Și guvernul practic nu face nimic în acest domeniu, spre regret. Se adoptă diferite strategii și așa mai departe, dar măsurile care sunt în aceste strategii, ele nu permit, adaptarea la schimbări. Sunt unele mici, nesemnificative schimbări care nu permit acest lucru. Totodată deja a fost spus despre apele subterane. Noi avem specifică că aceste ape nu pot fi utilizate nici pentru irigare în mare măsură, nici pentru băut. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerație și nu trebuie să fie permisă utilizarea lor pentru aceste scopuri. Totodată, revenind la Nistru, pot spun că noi totuși în legislație n-a rezolvat problema sedimentelor, managementul sedimentelor. Sunt legi care nu permit extragerea sedimentelor, sunt legi care permit acest lucru. Ca legea transportului naval intern. Sunt multe lucruri. În privința râurilor mici, totodată, sunt prea mulți lacuri construite și aceste lacuri, practic, distrug regimul hidrologic a râurilor mici. Și tot este relatat la corupție. Aceste, ca de obicei, aceste lacuri mici este proprietatea sau practică, arenda a oamenilor din guvern, ca de obicei, sau din parlament, n-are importanță. Și nimic nu este putut să fie făcut pentru a micșora cantitatea lor și se face situația mai durabilă. Până când nu va fi schimbată această situație dezastruoasă în țară, lipsa democrației, până acest moment nu putem merge înainte în orice domeniu. Deoarece tot este determinat de aceste lucruri. Este exemplu Georgiei, noi trebuie să mergem ca așa, ca acolo. Asta e practic o rețetă pentru toate problemele Moldovei. Mulțumesc! Dumneavoastră, când vorbiți despre construcția lacurilor, vorbiți de lacurile artificiale, de colectare apelor pentru irigare sau pentru divertisment, pentru ce le folosesc de obicei? Vorbim pentru toate, dar acesta trebuie să fie ordinea, deoarece fiecare a construit ce vrea acolo. Iată de ce, practic, aceste râulețe nu există mai mult. În mod obișnuit, din lacul ăsta nu mai are posibilitatea apa să curgă mai departe, ca să-și, spre exemplu, și-a făcut plin lacul și după aia... Da. Nu mai poate curge apa sau curge totuși. De obicei, nu. Adică, practic, distruge-o. Este aprecierea cunoscută când, spre exemplu, pot fi reglat numai o pătrime de scurgere anuală a apei. Și în acest caz, noi putem rezolva problema. Dar dacă nu vom respecta această regulă, nimic nu se întâmplă. Vom rămâne cum așa. Ați spus cifra de o pătrime, înseamnă că din punct de vedere legislativ este nu prevăzut. Nu există. Asta este practica din diferite țări. A, ok. Da. Nu se evaporarea 30-40% din orice oglindă de apă în caz dacă e fals lac, adică 2100 litri de apă. 30. Să completez la referitor la lacuri doar, ca să nu pierdem. Da, aș vrea să completez despre construcția și funcționarea acestor lacuri. Există o hotărâre a guvernului care obligă deținătorii de lacuri sau arendașii de lacuri să elaboreze regulamente privind funcționarea lacurilor de... Nu face ceva bine, nu mă agravează. Și cel puțin, conform acestor regulamente, poți să cunoști care
ar trebui să fie cele debite de apă care trebuie să fie eliberate mai jos de dambă. Ceea ce ne comunică inspectorii ecologici este că atunci când se deplasează în teritoriu de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, că nu pot pune amenzi arendașilor de lacuri pentru că nu există un regulament care ar stipula acest lucru. Deci cum trebuie să respecte regimul hidrologic această persoană care a luat în arendă lacul. Și respectiv nu există atunci nici amendă și lucrurile se întâmplă în mod haotic, fără a pune în funcțiune iarăși legislația de mediu. Deci toată lumea face ceea ce vrea la moment în Republica Moldova. Iurie, începând cu legile și strategiile, mă iertați că vă atunci se întâmplă aceea unde noi suntem astăzi. Eu sunt Elena Zubkova, sunt membru corespondent Academiei, șef de laborator hidrobiologie și ecotoxicologie, dar am și organizație neguvernamentală Ecotox. A să încep să vă mulțumesc pentru ceea ce m-ați invitat. Trăim în perioada aceea când cunoștințele nimărui nu-l trebuie. Strategiile le fac ne specialiști. Da, eu pot fi jurist cu multe diplome și multe certificate că am participat undeva, dar dacă eu nu știu ce înseamnă ecosistem acvatic, atunci fac legi peste legi, care mai mult și mai mult agravează. Este o lege. Niciun râu nu poate să fie închis. Așa cum e făcut în Moldova. Sunt făcute baraje, pe râurile mici, pe râuri, ceea ce e interzis în toată lumea. Și nu trebuie să vorbești de debit. Nu poate să fie reutul blocat cu un baraj mort. Sau nu poate fi un pârâu care se duce între același reut, făcute baraje peste baraje, deoarece nici iazul cel care în jos este nu dă niciun profit, nici la omul cel care irighează sau ceva face, nici la cel deasupra. Și merge degradarea sistemului acvatic. A sistemul acvatic este cum două mâini și două picioare. Adică dacă nu este ceea ce este sub pământ, nu este nici deasupra. Și invers, asta așa, alegoric. Dar dacă să vorbim despre strategiile, uitați-vă strategiile care acum sunt. Cuvântul cercetare, inovare a dispărut. Și niciun cercetător științific nu a avut posibilitate să participe la crearea acestor strategii. Cum se fac strategiile? Eu am fost odată invitată la o strategie și un plan de management și nu știu ce. Cum se face? Reșind dintre ce, ministerul are astăzi proiectul de la SDC cu apa și canalizare sau apa și sanitație. Noi punem în strategie. Noi nu punem. Avem de la Banca Mondială ca să fie modernizarea guvernului. Punem ca să fie modernizarea. Dar cum modernizarea asta se face? Cum asta? Pe nimeni nu-i doare capul. Când a scris Academia de Știință că nu poate să fie ministerul de agricultură cu Ministerul de Mediului, a început reorganiza Academia de Știință. Ați înțeles? Și așa se face mai departe. Acum, dacă tu spui ceva undeva, se întoarce și bumerang la tine. Cu păreri de rău, așa este. Acum comisia care a făcut ministru, a făcut comisia, deja au fost trei ședințe, în afară de influența hidroenergetică nu-i nimic. Dar comisia, conform legii, trebuie să aibă aspectul social, național, economic, adică cultura, tot trebuie să fie acolo. Și folclorul, și tot absolut. Uitați-vă la componența comisiilor. Îți luați din Ucraina energetici și așa care dă apă, dă permisiune să folosești apă și din Moldova unde merge și Zubkova acolo din cauza ceea că e în comisie interguvernamentală cu negocierea influențelui și așa mai departe. Adică orice lege, orice strategie și atunci n-a să fie și volumul și debit. Este de fapt să aceleași. Volumul cât apă și numai când cât secundă. Debitul este care trebuie să fie volumul, dar nu așa volum în general, dar calculat la o secundă. Ucraina poate să ne dă un volum de apă. Ia că acum ați deschidă și ați vedeți că pe an ați fie mult. Dar sunt luni când nu vine apă. Adică nu volumul trebuie să fie, dar trebuie să fie anume debitul, aceea ce arată când fiecare secundă. Și nu calculat, că eu azi să dă 2 cubometri, dar mâine nimic. Și în egalitate să fie câte un cubometru. Adică eu azi vă dă aer și respirați. Dar mâine
Azi dumneavoastră ați avut un ceai, dar mâine n-a la veț. Așa cum și volumă câtă apă avem noi pentru oameni. Este o lege din orice râu, din orice ecosistem din ăsta. În carte e scris, în... nu de tot dacă e scris în lege care e strategie moldovenească sau turcească sau rusească sau nu știu cui. Este lege, nici dintr-un râu, nu poți mai mult de jumătate de volum să iei. Maximum cât poți să iei. Nistru și Prutus, două râuri, transfrontaliere, la care au drept și România și Ucraina. 50-50, 50-50. Având aceasta, ce argumentări trebuie să dai că ei n-au drept la Năslavcea și nu dai mai puțin de 130? Dacă sunt datele multianuale, mediu, debitul e 260-280, 500-560, atunci când e viitor de primăvară. Este dovadă că nu trebuie să argumenteze cele 130. Dar de ce se întâmplă? Că știți cum? Acela care trebuie scoasă opincile, face strategiile. Dar acela care trebuie să facă strategii, numărul nu trebuie. Și așa mai departe. Adică în asta e buba noastră. Că noi toți suntem deștepți, noi toți cunoaștem multele, dar multele lucruri noi le cunoaștem și facem prostii peste prostii. Vă spun sincer, că 3 zile în urmă, știți că noi de mult nu suntem la Academie, suntem sub, adică institut de zoologie ca atare, nu la Academie de Științe, dar sub tutela Ministerului, deja în mai să scriu proiecte pentru 4 ani înainte. În mai să scriu și să depun pentru aceea că ele se intră în buget. Acum abia să discut strategiile care deja de 12 ori am scris care strategii pentru Moldova importante. Acum au rămas 3. Principal, asta prelucrarea agriculturii, asta irigarea, asta lucrurile cele. Cercetarea nu există. Există numai nanotehnologie industrie care nu avem. Și în agricultură, calitatea produselor. Deci partea de mediu este, dar e legată numai cu canalizarea și cu deșeurile. Dar pentru ce să te lupți cu deșeurile și pentru ce să faci canalizarea, trebuie să ai și cunoștință. Tot spun că mineralizarea mare în apele noastre subterane. Da, acele de la 200 și ceva, 60% au mineralizare mare. Dar ăștia care folosesc de irigare, nu folosesc acele de la 200. De asta care până la 50 de metri adâncime, până la 100 de metri. Din apele este majoritatea ape sodice. Ele n-au mineralizare mare. Și când speli mâna, nu poți speli săponul de pe drâns. Adică apă moale, cum se numește. Adică ei moale din cauza aceea, că acolo sunt hidrocarbonați și sodiu. Adică e sodică. Apa asta nu fiecare copil poate să o bei, dacă are probleme cu intestinul. Și apa asta e moarte pentru cerzonzeomurile noastre. Deoarece calciu, care structurează solul atunci când el e structurat, atunci când el e spalat, așa, cum mergi pe drumuri până la... Eu ieri am venit la ora 11 din expediție, au fost ploile astea și s-au spalat. De ce s-au spalat? O arat așa de sus în jos, nu așa, dar de sus în jos, o sămânat fix așa. Și-i spalat tot în malul drumurilor. Mergeți pe drumul ăsta de la, pe la Don Dușeni încolo și întorceți-vă înapoi pe la Sorocă și ați vedeți. Eu alaltă ieri am văzut și grindină, și soare, și ploaie, așa că nu puteai ieși din mașină și așa mai departe. Da, am făcut expediția, am ieșit pe Reut. În Reut acum 200 de mililitri de apă printr-un filtr, că eu filtrez apa și o fixez pentru analize, că sara e să fie în laborator și până dimineața unele lucruri să fac. 200 de mililitri s-a filtrat jumătate de zi. Adică, îmi pare rău, dar eu le-am copiat în calculator și le-am copiat așa, le-am șters din mobil, credem că le-am, dar nu le-am aici, da? Să vă trimit și să vedeți. Dacă asta e apă, atunci eu sunt fată mare. Vă spun sincer, asta e, nu știu ce e intrânsă, dar nu, adică că e colorată, da, dar are o suspensie ca untul, știți, mâinile, mănușile, nu le poți spăla cu apa ce e din trânsă, le care era mănuș, mănușile se ungă, așa, știți, ca untul pe mână, nu știu ce e intrânsul, prima dată am văzut, vă spun sincer, 50 de ani lucrez cu apele de suprafață, prima dată am văzut ceva așa.
Da, Reutul e mult aproape ca Nistru, Nistru aproape ca Nipru și așa mai departe. Nistru ieri deja era la mal, așa era în coleacă de mal și iese din mal. Astăzi, dacă îți dai 1000 de cubometri, bineînțeles că unele locuri o să fie inundate, dar ieri, alaltă ieri când eram acolo sus pe Nistru, e totdeauna încă nu-s deschis toate lucrurile de la Naslavcea și în binocul ne-am uitat la barajul acela din Ucraina, acolo încă apă de deasupra nu ne dă, ne dă apă de asta de la fond încă, da, adică e de moarte, asta e altă epopee. Asta ceea ce se referă la, în general. Acum, dacă să vorbim despre Nistru, știți cum, din cauza lipsei anume iar cunoștinței, unii de-amu spun că clima s-a schimbat așa că în delta Nistrului e mai cald decât în delta Prutului. Prutul de 10 ori e mai mic decât Nistru, dar 2 ani în urmă volumul de apă în Prut era așa ca în Nistru. Vă închipuiți ce se întâmplă cu Nistru. Eu v-am făcut alegoria asta să înțelegeți. Dacă debitul Nistrului e 200 și ceva, aici e 50, adică 5-10 ori e mai mare Nistru decât Prutul. În dependență de procesele de evaporare, astea, da, sunt mari și ele sunt continui și să fie mari. Dar procesul ăsta, când în râu, nu este acum deja apă curgătoare în permanență, dar nu mai vorbesc nici de volum. Ce e că noi când am fost la Kiev înainte de alegeri și toate cele, nu trebuie să vă traduc vouă, că voi știți de alegeri mai bine decât mine. S-a spus că până n-a să fie aprecierea impactului care poate să fie, dar impactul, aprecierea impactului deja de instituțiile ucrainene s-a făcut. Le-a întors la toate instituțiile înapoi, că să fie așa, dar n-a așa cum este. Și a să fie scris. Că deja în regiunea afluentului Nistrului Strii, deja, adică conducerea regiunii, dar regiunea Ternopolii mai mare decât Moldova, a semnat că să construiască. Adică odată acord să semneze. Asta a fost așa. Dar acum, de la televizor am auzit, m-au sunat vreo 20 de persoane, ce doamna Zupcova, refuzați să construiască? N-a refuzat. O să stat pe perioadă până a să obțină acord de la organele locale și mai mult nimic. Planurile sunt, argumentările sunt, deoarece știți că eu sunt din Ucraina, din sat moldovenesc, dar din Ucraina și toate rudele mele sunt acolo. Și am foarte mulți oameni cu care colaborez, nu numai care sunt rudele, dar și cu care colaborez. Știu ce-o dat Institutul de Hidrobiologie, știu ce-o dat Institutul de Geologie, știu ce-o dat Institutul de Botanic și așa mai departe. Răspunsurile care au fost primele au fost publicate pe site-ul lor. Acum au fost aprecierea. Nu sunt publicate, deoarece majoritatea tot și-a scris. Nu spate. Și după aceea lor le-a întors aprecierile impactului. Ceea ce se face la noi cu impact, la noi nici legea nu-i cum se calculează impactul. Și experții ăștia din străinătate, eu nu sunt potriva experților din străinătate, dar ei tot a se bazeze pe ceea și așa le dăm noi. Adică ce le dă oamenii care au materialele astea. Sunt oameni care se ocupă cu formarea, ce înseamnă impact, cum trebuie să-l calculeze în linii generale. Dar ce date spun în calculurile astea? Dacă voi spune că acum Hidrometeo, care mai înainte face multe lucruri, acum mai mult de jumătate de an a făcut agenția care s-a distrus ceea ce a fost și nouă nu s-a creat. Atunci când vrei să spui că astăzi NASA ai în paharul ăsta apă, trebuie omul să-l printâmpini, că el știe că în cana asta să mai pun un litru de apă, să o aibă pe mâine. La noi reforma nu se face așa. A, gata, astăzi am închis Institutul de Zoologie și duceți-vă unde vreți. Uitați-vă, întotdeauna instituțiile astea de biologie, întotdeauna, era în legi. Când a distrus Academia de Știință, dar nu scria Institutul de Zoologie, era scris Academia de Știință. Și să înțelege că de la Academia de Știință, dacă cineva se ocupă cu solul, înseamnă că Institutul de Pedologie.
când s-a anulat Academia ca atare, din toate legile, conform hotărârii guvernului, s-a scos Academia de Știință. Și acum instituțiile astea nimărui nu trebuie. Dacă eu spun că eu am participat la regulamentele de calitate a apei, care anul ăsta se poate de modificat, și eu n-am scris Institutul de Zoologie, am scris Academia de Știință ca organul principal a instituției de cercetări. A asta acum e și-ai scos. Anul ăsta, noi avem drept până în iulie să modificăm în regulamentul care e făcut pentru implementarea legii APE, deoarece așa am citit în avizul care a fost, legat cu legea APE. Regulamentul privind monitoringul și privind cerințele calității APE, că atunci am lucrat noi 3 persoane. Și vă spun sincer, eu atunci am negociat cu străinii care ne puneau să fie în apă, din apă, care se aruncă în Nistru, 100 de miligrame sau micrograme la un litru de plumb, când la 10 micrograme în apă, am întâlnit-o singură dată când a fost Cernobâlul, în apele de Moldova, dar era scris în inițial 100 de micrograme la un litru pentru Nistru, pentru apă potabilă. Înțelegeți? Pentru ce? Pentru ce noi suntem țara care suntem în dezvoltare și la noi pot să aduc și vopsea cu plumb din cauza ce noi nu avem lege, acum avem, că nu se poate. Și când întregi producătorul care în țara căruia este lege, eu am participat la lucrurile astea, prin IPN. Și a fost răspunsul care? A fost răspunsul că în țara voastră nu este lege despre lipsa plumbului în asta. Și legile astea se fac așa, știți, fără specialiști. Aha, am citit că în Georgia se poate așa, am citit că în România se poate așa. E că s-a terminat alaltă ieri la noi, nu alaltă ieri, dar pe data de, adică sâmbătă, s-a terminat un workshop care l-am avut în cadrul proiectului. Avem 2 proiecte internaționale în programul Black Sea, la care sunt conducători la ambele, la care participă ucraineni, românii, grecii, unul legat cu hidrocentrale, dar despre proiectul ăsta mai puțin se spune, de atât că asta e cercetare. Înțelegeți? De alt proiect spun. Despre asta așa, poate să mă cheme la televiziune să iei interviu despre Nistru. Când încet eu vorbi despre proiecte de cercetare, inovare, care trebuie să schimbe, nu numai să aprecieze că asta influențează 10% sau 20%, dar de ce influențează? Ce se întâmplă în Râucea? Nu presupun. A fost ea că la noi acum 14 oameni din străinătate, de la organizațiile guvernamentale, mai puțin au fost, dar au fost de la minister, de la OSCI și au văzut ce nivel la workshop-urile astea se fac, la ce nivel se fac investigații și la ce nivel putem să influențăm. Și acum, că vă spun sincer, vreau totuși să dau un document pentru modificarea acestea 2 regulamente legate de monitoringul calității apei și de cerințele de calitate, deoarece în cerințele cele am introdus numai ceea ce se poate de făcut, nu ceea ce trebuie, dar pentru ce erau resurse. Dar noi cerințele trebuie să le facem așa cum trebuie. Dar cine la noi astăzi determină substanțele medicamentoase în apă? Chiar și în apa asta. Cine face analiză și spune că apa de osmos nu e sănătoasă pentru copii și n-ai drept să desene aici copilul pentru apa de osmos, că asta e apă distilată în care se dizolvă sărul. Niciodată nimeni n-a să vă spună și este în paharul ăsta luat din Nistru și eu cu 7 stele în frunte. Eu pot să vă spun care e mineralizarea, pot să vă spun câte elemente nutritive, pot să vă spun cât total metale, 1, 2, 3, dar în ce formă metalul ăsta? Același plumb cu CO2 și același plumb cu sulfat și același plumb cu un rămășiță de pesticid. Asta e aceeași pământ. În fiecare zi se formează 200 și ceva de substanțe chimice pe planeta Terra. Noi, xenobionți, substanțe străini pentru natură. Că mercurul și plumbul este totuși din natură. Și tot ce este în natură participă în procese metabolice. Tot ce nu este, la concentrații nano, deja dăunează. Înțelegeți? Dar dacă la nano acela, la un pesticid sau la un detergent, se adaugă acela 100 care era planificat, dar eu am scris că nu mai mult de 5 micrograme la un litru să fie. Un metal, el foarte ușor elimină un clor sau un CO2 din formula aceea care este și se
se nimerește. Dacă el nimerește, nimeni astăzi nu poate să vă determine până la capăt. Dar dauna lui de sute de ori mai prost. Dacă eu voi spune că acum eu apă din Nistru și eu apă din Prut, știți ce se întâmplă cu producția și destrucția dacă dau ceva toxic, un metal. Știți că procesele de autoepurare în Nistru, apa e transparentă, e limpede, spuneți. Uite, câteva ori, nu vă spun decât că n-am drept, e mai mică decât în Prut. Până a fost construit hidrocentrala asta de acumulare prin pompari, în Nistru era de 8 ori era mai înaltă decât în Prut. Înțelegeți? Să mă înțelegeți de câte ori posibilitatea de funcționare a Nistrului, o să spun, dar cine vorbește despre asta? Dar unde sunt indicatorii ăștia? În afară de la Institut de Zoologie nu faci nimeni. Dar Institut de Zoologie acum, cum trebuie să lupte, să o primească pe Zubcova, să dăie informația despre cei care indicatori sunt introduși ăsta. Spune, dar noi nu putem face, dar noi nu putem asta. Dar acum nici specialiști nu pregătim. Noi nu pregătim hidrochimiști, noi nu pregătim hidrologi, noi nu avem acum persoanele care se ocupă cu relațiile ape subterane, ape de suprafață. Același Morar, da, el e specialist, hidrogeolog, dar el nu are posibilitatea să facă investigațiile astea. După ce a decidat profesor Zelenin, Dumnezeu să-l ierte, că noi am lucrat cu dânși împreună. Noi ne ducem în expediții comune. Acela lua din Sol, la diferite, noi luam din Nistru, facem, vedem, prin calcule. Cine vorbește astăzi cu raportul între elementele rapi? Da, mineralizare atâta. Dar ce exulfați au devenit mai mulți decât hidrocarbonați? Cine spune despre asta? Și lucrurile astea trebuie să le punem în aspectul cel a monitorizării cu raportul ăsta trebuie să fie așa. Ia că despre ce eu vreau să mă auziți și să înțelegeți. Dar cercetare și inovare nu este în mediul înconjurător. Acolo numai ceva să fac. Și au să scrim managementul. Câte cărți avem despre management? Măcar una se implementează. Măcar cineva poate să ne lămureze. Ce înseamnă ea ca dintre cei care au scris? Ce înseamnă? Spre brăjur scrim funcționarea ecosistemului. Dar care sunt indicatori de funcționare? Măcar într-un ghid. Măcar într-un un regulament care poate să vorbească că fluviu Nistru funcționează ca fluviu. Că acolo atâția microorganisme, dar acolo atâta, că acolo sunt atâtea organisme. Da, sunt indicatori de organisme de poluare. Vreau să vă spun că în anii 80 asta era problema numărul 1. Că atunci era gigantomania cu agricultura, când era grădinile cele unde se folosă de 20 de ori pe vară, să... Da. Dar astăzi mă iertați, noi folosim herbicide. Cine e persoana aceea care face astăzi herbicidele în sol? Da, cine le face? Noi dacă ne luptăm cu iarba aceea, care majoritatea din cereale, și turnăm, ia că ieri, de ce am spus de herbicide, că ieri când am mers de la Ochniță la Năslavce, un câmp întreb, e galben, era de asta, cum se numește, se luptă cu, cum eu spun, planta parazit, care acum e la modă și prin prejur în toate cernozeomurile pun cu care s-a semănat odată în Suedia și acum raps. Și acum 12 ani se luptă cu dânsul. Și un câmp unde a fost posibil că raps. Și el doar... Și el a ieșit. Și acum a pus pe dânsul herbicide. Și de raps și ăla de culoare așa fleacă între ăsta și sur, nu știu ce așa, galben sur. Dar nu, oamenii nu înțeleg. Că dacă eu astăzi mă lupt cu iarba aceea care încurcă grâului, înseamnă că el salvează plantele cele care sunt cereale, dar cereale la noi predomină în afară de cele care sunt dvudolne, cum în limba română, cine ne spun, plante. Și dacă tu folosești, lupți cu acele cereale, tu nu mai aștepta grâu, dai el să iasă, el chiar și-a să dă esticul, dar grâu o să fie de două ori mai mărunțel și așa vește din cucit. Și eu anul trecut le-am arătat la niște agrari fiind în deplasare, zic, uitați-vă, așa grâu o să aveți. Și s-a adăugat atunci iod și încă nu știu ce, în pâine, fier. Cui i-a venit în cap să adauge atâtea în pâine? Oamenilor, dați-i voi omul să mănâncă o pâine din grâu.
cu sacară, cu și de grâu. Pentru ce, pentru ce se introduce același fier în grâu, în făină? Bărbații, după 60 de ani, toți folosesc preparat că să nu aibă tromboze, da? Deoarece hemoglobina e 140 ceva, dar normal la om, normal e 120-130. Am ridicat acum normativele, că la bărbații tot e 148-150. Și majoritatea nimerește unde? La Corolenco sau la Salvare. Și folosesc preparate care diluează sângele. Dar noi mai adăugăm în coleacă de... Noi avem fier în apă. Noi avem flor în apă și în produs. Noi avem selen prin prejur. Dar luați de la vamă cât selen să aduc preparate acum pentru hrănirea animalelor. De ce? De tâta că nu este un specialist la vamă, care nu trebuie să analizeze documentele, că aduc în țară preparatul ăsta, dar trebuie să-mi trebuie o expertiză de la om care cunoaște. Trebuie în Moldova să aduci selen. Dacă la noi o parte de apă subterană nu poți să o folosi, e supra mult selen. La noi apă din Nistru este, în apă prutului este, în apă din rubinet, dar avem în nivelul celă. Da, el e antioxidant, dar orice antioxidant, până la un limit, până aici e antioxidant, de aici el cade și okay. Vă mulțumim foarte mult, doamna Elena, și vreau să spun că noi suntem extrem de bucuroși că avem atâția specialiști. Cu siguranță vom folosi în activitatea noastră, cu siguranță, toată experiența și toate cunoștințele noastre. Luând în considerație că ne apropiem sfârșit, vreau să vă rog ca toți care vorbim să fim foarte pe scurt. Bună ziua! Eu sunt Ana Cazacu și reprezint Asociația Obștească EcoContact. Eu am să încerc să fiu foarte succint în ceea ce ține de unele aspecte ale implementării legii apelor și respectiv, în primul rând, ceea ce ține de stațiile de epurare. Vreau să atrag atenția că, pe lângă faptul că există necesitatea să fie construite stațiile de epurare, sunt un număr de stații de epurare care, el, de fapt, fiind construite, ele nu funcționează, pentru că nu au debitele de apă necesare pentru a fi funcționale și, respectiv, sunt investiți banii pentru construcția acestora, însă ele nu sunt utilizate și stau, ca să zic așa, nefiind funcționale, stau pur și simplu construite și nimeni nu le utilizează. Și atunci apare întrebarea, pentru ce este necesară investirea acestor surse financiare în aceste stații de epurare, dacă ele nu o să funcționeze, în primul rând, sau trebuiește de adaptat pentru volumul de apă necesar care urmează să, la criteriile, luând în considerație populația care există sau care ar putea să conecteze la aceste sisteme de canalizare. Și eu vreau să, de fapt, să atrag atenția referitor la râurile mici. Legea apelor prevede o posibilitate de a gestiona sursele de apă prin crearea de comitete de subbazin. Aceasta este o procedură prevăzută pentru râurile mici și, respectiv, până la moment nu este determinată procedura de creare a acestor comitete de subbazin, deoarece această atribuție le revine administrației publice locale, însă până la moment aceasta nu este prevăzut procedura de creare. Asta e unul la mână. Doi la mână, aceste comitete de subbazin, ele fiind structuri fără statut juridic, fiind structuri formale doar, nu este determinată continuitatea și activitatea acestor structuri, cum urmează ele să activeze în continuare. Pentru că de multe ori se întâmplă că aceste structuri s-au format, s-a adoptat și un plan de management pentru gestionarea resurselor de apă. Însă, mai departe, dacă nu au surse financiare cum să activeze aceste comitete de subbazin, ele doar figurează pe hârtie. Și un alt aspect care de asemenea necesită a fi clarificat, cine delimitarea terenurilor din aferente acestor râuri, cine le gestionează? Apele Moldovei sau administrația publică locală? Pentru că de multe ori apare întrebarea atât la nivel local, pentru că ei foarte lejer spun că aceasta nu este obligația noastră, ca noi să
gestionăm râul sau să gestionăm terenul din zona de protecție a acestor râuri. Respectiv, acestea sunt unele din aspecte pe care noi, ca asociații care lucrăm în acest domeniu, le-am întâmpinat până la moment. Iată, cam asta este ceea ce am vrut eu să spun. Comisiile personale, ele nu sunt decizionale. Ele nu au bani pentru management, pentru gospodăria asta care se numește bazinul Ptari. Astea sunt organele care evaluează ce este și fac de propunere organelor locale ce se fac. Ele nu au statut de decizii. Corect, a spus. Ele nu au statut așa, nici ședile, dar ei ministru. Sunt întâlnesc specialiști care discută problema și spune pe masă la organele decizionale. Nu rezolvă comisia bazinală lucrurile. Și eu tot vă felicit cu ziua Parlamentului și aș fi vrut ca în Parlamentul respectiv să fie mai mulți deputați care ar susține într-adevăr protecția mediului, ceea ce depinde de sănătatea fiecărui cetățean a acestei țări. Vreau să vă spun că eu sunt din Soroca, reprezint organizația Ecosor și lucrez mai mult cu populația ca ei să conștientizeze că poluarea mediului este și dauna sănătății. Le mulțumesc celor din Academie de Științe care ne ajută, într-adevăr, că noi nu suntem specialiști în toate domeniile, asta e sigur. Și mâine, sărbătorind ziua Nistrului, domnul Trombițchi, vă mulțumesc că ați făcut așa o zi, dar noi aducem Nistrului nu un tort și nu îl îmbrăcăm în haine de sărbătoare cum ar fi trebuit să fie, fiindcă 10 ani, asta e și pentru un băiat și pentru o fată este o vârstă când nu mai să se bucure de viață. Nistorul nu poate să ne vorbească. El se bucură atunci când se revarsă. El atunci se bucură arătând ochelare forță. Și dacă crește Nistru și inundează, eu vă spun sigur că eu mă bucur. Eu mă bucur din tot sufletul, fiindcă el atunci se curăță de toate rălile care noi le-am făcut până acum sau cel puțin se curăță pe perioadă mai mare. Bine, exprimându-mă așa, toți trăitorii pe malul Nistrului spun că eu n-am dreptate, fiindcă când o să ajung în dealul Sorocii, apa, atunci am să văd ce înseamnă durere. Ceea ce s-a spus și cu agricultura, vreau să vă spun, că într-adevăr, în raionul Soroca, până la mal e arat tot. Până la mal, chiar dacă cresc acolo numai brusturi sau numai ciulini, oricum e arat. Și mulți folosesc, mă rog, terenurile astea foarte nerațional, să zicem, Trifăuț, Vasălcă, Holoșnița, aceia fac legume care iau apa din Nistru, vrând să legalizeze, adică să plătească cei 30 de bănuți pentru un metru cub de apă, tot nu au posibilitate. Și chiar dacă acum s-a făcut să faci treaba asta online, eu am încercat să ajut oamenii și merge până la un moment programul și după asta faci pup și te-au aruncat. Și te duci la inspecția de protecție a mediului și spune, măi, dar nici nu lucrează proiectul. Și că lăsați aici toate documentele că noi o să facem. Dar cum așa? Dacă e online, să fie așa. Proiectul cu e-guvernare s-a terminat. Da? Ba. Iată așa. Deci, deci, da. Și eu vreau să vă spun că acum chiar să te niște, mă roagă, cumva, cum să legifereze, că da, sunt niște condiții care noi trebuie să apărăm, să nu nimerească acolo vietățile ministrului, să le duci tu, să le distrugi, dar ei oricum trebuie să folosească de apele astea de irigare. Vasălcău și Trefăuți folosesc apa asta ilegal, cu toate că eu tot ce aruncăm noi în primul rând de în Soroca și domnul Bolea a văzut ce aruncăm noi acolo. Nu vă mai spunem că acum, datorită tehnologiilor, noi au văzut mai multe lume ce se întâmplă și dacă stația de epurare nu lucrează de 19 ani și mulți se bat de 19 ani și mulți se bat, dați-mi voie, eu să fiu la guvernare și eu fac stație de epurare, e de necrezut.
E de necrezut. Stația de poluare, într-adevăr, trebuie să fie nu numai Soroca. Dar ce credeți, că ea în poluare? Sau credeți că... Și în ăsta, Tel Aviv, și în Cehoslovacia, și încă nu știu. Au fost peste 40 de delegații cei care trebuie să construiască la voi acolo stație de epurare. Problema că în Tel Aviv și în altă parte au apărut stații de epurare. Îmi știm. Era, s-au modernizat-o de la Soroca. Stația aceea, știți ce s-a întâmplat? După ce în Uniunea Sovietică s-a desfințat, AFA se duce pe teritoriul Ucrainei. Subnistru, subnistru. Subnistru se duce. Și atunci trebuie să plătească bani pentru ucraineni, că energie electrică totuși se cheltuia. La dânsi acolo au spart ceva și apoi țava ce... Deci nu funcționau ceva în și acum acolo curge, dar acum pe menagerii, practic, în Soroca nu mai sunt uzinele cele care... Nu, dar fabrica de brânzeturi este și când aruncă și spală toate vațele... Și eu vă rog foarte mult să ne ajutați cumva ca să putem scoate cu stația asta de epurare. Și nu numai noastră. Sâmbătă vom fi la dumneavoastră ca să... Da, vă invităm cu mare drag. Mulțumesc foarte mult. Mie spune Lilia Curchi, sunt director executiv Asociația Jurnaliștilor de Mediu. Toate aspectele pe care colegii mei le-au discutat astăzi, e clar că e nevoie să fie abordate masiv în mass media, în publicul larg. Pentru că noi ne pomenim că cetățenii mai puțin cunosc și înțeleg problemele și respectiv mai puțin pot să participe la anumite, la luările decizie, în primul rând. Dar nu putem să spunem că este doar importanța de a conștientiza pro acest problem cetățenii. De fapt, problemele de mediu tot timpul au fost la coada listei de priorități. Și este foarte important că acum ați început cu problemele de mediu, pentru că e vorba nu doar despre apă, nu doar despre deșeuri, dar și despre aer, sol, subsol, toată vegetația, biodiversitatea, toate sunt importante și este nevoie ca ele să fie puse în capul listei, de fapt, pentru că ele ne asigură viața de zi cu zi. Starea ministrului este într-adevăr deplorabilă și m-a îngrijorat ceea ce a spus doamna Zupcov, pentru că să scadă în așa hal starea de autoepurare a ministrului înseamnă că într-adevăr avem o problemă gravă pe care trebuie să o comunicăm și cetățenilor și să fie luate deciziile la nivelul cel mai înalt. Și în afară de ministru mai avem și afluenții ministrului. Unul dintre ei foarte important este Răutul. Și îngrijorător este că pe Răut s-a permis construcția unei hidrocentrale, vorbim de impactul hidrocentralei din Ucraina, hidrocentralelor de acolo, dar la noi pe Răut avem o mini-hidrocentrală construită, ilegal, care sugrumă acest, nu au acte, sugrumă acest fir de apă, iar vorbind și de aspectul cultural care a fost menționat aici și turistic și așa mai departe, un râu reprezintă un patrimoniu integru, iar la Orheiul Vechi avem o mândrie națională care riscă să-și piardă din farmec, inclusiv datorită dispariției Răutului, care la asta este sortit prin activitatea ilegală a hidrocentralei de pe Răut. Râurile mici s-au transformat în canale de deșeuri, sunt arate până în mal, au fost probleme menționate aici și e nevoie de putere și voință politică, în primul rând, pentru a fi aplicate legile. Pentru că noi legi avem, sunt armonizate la cerințele Uniunii Europene, este important acum să fie voință, să nu fie permise abuzurile și legea să fie pusă în capul mesei, inclusiv prin crearea zonelor umide. Am zis că Nistru iese în curând din maluri, asta înseamnă că noi trebuie să eliberăm teritoriile pentru a crea zone umide, să facem spații în care să se adune apa și de această apă noi să ne bucurăm. Prin activități și economice, și culturale, și bunuri pentru natură, în primul rând, pentru că aceste zone umide sunt locurile unde renaște natura. Noi trebuie să le restabilim aceste zone și sperăm ca dumneavoastră să aveți voința de a face aceste lucruri foarte importante pentru natură și pentru noi cetățenii. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru punerea în discuție acestor probleme
esențiale. Vă mulțumesc foarte frumos că ați venit la și ați acceptat invitația noastră. Am fost onorați și cu siguranță suntem impresionați de cunoștințele care aveți noastre, cu atât mai mult suntem impresionați de starea de lucruri în mediu în Republica Moldova. Cred că comparativ cu 2017, dacă am așteptat măcar una dintre informații pozitive, noi vedem că totul este mult mai urât și mult mai degradant decât în 2017, conform acelei strategii de dezvoltare. Cu siguranță noi, când vorbim despre deputații din blocul acum care vom lucra în comisie și eu să preconizez să fiu un comisar de mediu, vom avea o voință politică de fier în ceea ce privește problemele mediei, pentru că ne reprezintă, ne interesează și cu siguranță vom pune umărul alături de reprezentanți societății civile să rezolvăm problemele în măsura în care vom reuși, dar sperăm să reușim mult să rezolvăm problemele de mediu în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și vă doresc o după amiază plăcută. La revedere! Mulțumesc.